Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la ediția din această săptămână a emisiunii Alfa Omega în Obiectiv. Începem cu o informație pe care așteptați foarte mulți, poate mulți dintre dumneavoastră știți deja, la sfârșit de iulie, ultima zi din iulie și primele 3 zile din august, chiar 4 zile, ca de obicei, an de an, cei de la Rugul Aprins, Asociația Interconfesională Rugul Aprins, organizează întâlnirea anuală principală, întâlnirea de rugăciune pe munte Rugul Aprins, la Ponoară, în județul Bihor. Așa cum am făcut-o de mai mulți ani deja, noi cei de la Alfa Omega vom fi acolo prezent, vom înregistra pentru dumneavoastră și vom reda după aceea în emisiunea de duminică de după masă, oră după oră, lucrurile cele mai importante care se petrec acolo, dar încercăm la acesta să ridicăm calitatea și a transmisiei pe internet, pentru că începând de joi seara, 31 iulie, până luni la amiază, veți avea ocazia să urmăriți non-stop live pe streaming pe site-ul alfaomega.tv, chiar pe pagina principală, în timp ce vă vorbesc, va apare site-ul nostru, îl puteți nota dacă nu știți deja. Deci vă spuneam, începând de joi seara, de pe la ora 17-18, nu știm exact, până seara târziu, și zilele următoare de dimineață până seara, transmisie directă pe streaming, pe internet, a întâlnirii de rugăciune pe munte Rugul Aprins. Cred că va fi ceva deosebit, avem o stare de așteptare deosebită. Uitați-vă de pe acum pe site-ul celor de la Rugul Aprins, sunt invitați deosebiți, dar mai ales cred că invitatul principal este Duhul Sfânt. Foarte mulți, an de an, mii și mii de oameni, tot mai mulți, vin acolo la Ponoara, județul Bihor, ca să se întâlnească cu Domnul, să aibă momente de rugăciune, să primească, să dorească o atingere proaspătă de la Duhul Sfânt, să fie vindecat, să li se rezolve problemele. E un loc, un har deosebit acolo și așteptăm, vă spuneam cu anticipare, ca Dumnezeu să lucreze cu semne și minuni. Voi reveni cu acest anunț pentru cei care eventual deschid mai târziu televizoarele pentru această emisiune. Până atunci însă, celor care ați aflat mai de curând despre Rugul Aprins, vă aducem aminte, noi de ani de zile toate lucrările, toate momentele mai importante de la Rugul Aprins le avem pe DVD. Iată, am ales aici ultimii 4 ani de zile, Rugul Aprins 4-8 august 2011, Ponoară, județul Bihor. Toate emisiunile care le-am pregătit acolo sunt aici, 22 de segmente de câte o oră în acest album sunt disponibile și la fel ca ediția din 2011 sunt disponibile cea din 2010, 2012, 2013, 1-5 august 2013. Cei care doriți să gustați și să fiți parte din ceea ce Dumnezeu a făcut acolo, puteți să achiziționați aceste DVD-uri. Este o adresă de site unde le puteți comanda online sau niște numere de telefon pe ecran. E o binecuvântare să le aveți în casă, pentru că e aceeași ungere care și peste an se păstrează și care inundă casele dumneavoastră în momentul vizionării sau revizionării acestor programe. Și tot la capitolul recomandări, după cum poate mulți dumneavoastră știți, cei de la Rugul Aprins organizează pe lângă întâlnirea principală de la Ponoară, județul Bihor, și o întâlnire intrată deja în tradiție, cea din județul Arad, anul acesta, în luna iulie, 5 iulie, 4, 5, 6 iulie, lângă băile Lipova, într-un cor cu totul special, cei de la Rugul Aprins au organizat Rugul Aprins ediția de Arad, am fost și noi acolo pentru o zi și am selectat pentru dumneavoastră momentele cele mai importante din ziua de 5 iulie. Deja am și difuzat duminica trecută și vom continua difuzarea în duminicile următoare a momentelor principale de acea întâlnire, a unor selecțiuni. Ați văzut duminica trecută o contribuție cu totul specială a lui Mircea Demian, pastor într-o biserică pentecostală din județul Hunedoara, din Hațec. Pe lângă Mircea Demian, aceste selecțiuni cuprind și cele două contribuții ale pastorului Iosif Țonc, două învățături despre dragostea lui Dumnezeu și despre bunătatea lui Dumnezeu, și selecțiuni din momentele de rugăciune. Așadar, e disponibil deja în format DVD, pe două DVD-uri sunt cuprinse aceste momente care vă spuneam, cred că 20 de lei este prețul acestui album. Aveți din nou informații de contact pe care le puteți folosi ca să comandeze acest album. Pentru dumneavoastră am preluat din nou și reluăm din nou și vrem să urmăriți un moment de rugăciune special. Cred că acea zi de 5 iulie, începutul lunii iulie, a marcat și prin această rugăciune un sezon, un timp în care Dumnezeu a hotărât să treacă la o nouă etapă, la un nou nivel, lucrarea lui din România, o rugăciune deosebită la care a fost noi parte prin pastorul Florin Dan, prin care Dumnezeu ne-a spus și ne-a informat și ne-a provocat să fim atenți, să primim acest nou sezon în lucrarea secerișului din România. Tată, îți mulțumim! Mulțumim că ne-ai dat favoare
ca împreună cu tine să fim lucrători la lărgirea împărăției cerurilor. Doamne Iisuse, îți mulțumim că atunci când Tu ți-ai dat viața pentru noi, ai văzut o sămânță de urmași. De aceea, în această seară, declarăm aici, la Lipova, peste România un seceriș bogat și o recoltă din abundență. Dar pentru asta, Doamne, pentru asta rostim ca să putem fi pregătiți pentru ceea ce urmează să vină. Știu că nu există destulă pregătire și nu există destulă calificare, dar în seara aceasta, în spiritual, ne învoim să credem că Duhul Sfânt va pregăti și va califica biserici locale, le va pregăti și le va califica pentru secerișul bogat și pentru strângerea de roadă pe care Duhul Sfânt o va aduce în această vreme finală. Tată, rostim peste România în această seară mișcarea Duhului Tău cel Sfânt și în numele Lui Iisus rostim prin credință, se vor întoarce la Tine, Doamne, prostituate, se vor întoarce la Tine bețivi, se vor întoarce la Tine oameni pătimași de diferite patimi. În numele Lui Iisus rostim ca Duhul Sfânt să salveze drogații prin noi, Doamne, adu atingere peste cei care sunt cuprinși de diferite patimi, de alcool, de tutun, de internet, de pornografie. În numele Lui Iisus rostim în seara asta, în spiritual, blocaje pentru împărăția întunericului. Și baradora canadies. În numele Lui Iisus, Doamne, rostim blocajul oricărei acțiune a corupției. În numele Lui Iisus Hristos rostim prin credință blocaj de hoție, blocajul patimilor acestora pe care au dus peste România faliment. Dar în seara aceasta, Doamne, credem că vine belșug de binecuvântare. Tată, ne pocăim, înaintea Ta ne pocăim, noi suntem vinovați, noi și părinții noștri, pentru toate pruncuciderile, pentru toată imoralitatea din țară, pentru toate lucrurile păcătoase, iartă România, Te rugăm în seara asta. Și de aici, de la Lipova, Te rugăm, îndură-Te! Aleluia! Ne pocăim, Doamne, și căutăm fața Ta și vrem să ne abatem de la căile noastre rele și venim în rugăciune. Salvează România, Te rugăm! Mântuiește România, Te rugăm! De la președinte până la ultimul țăran sau măturător de stradă, în seara aceasta la Lipova, Doamne, se face o străpungere! În numele Lui Iisus, aleluia! O străpungere în toate, în toate domeniile de administrație din stat, din țară, în toate domeniile de conducere din țară, aleluia! Aleluia, aleluia! Doamne, ne rugăm pentru seceriși bogați din Parlamentul României, Doamne! Aleluia, în guvern! Aleluia, ne rugăm și credem că în seara aceasta Duhul Tău cel Sfânt se mișcă. Aleluia, aleluia! Punem numele Tău peste toate județele țării, peste toate orașele, comunele și satele și cătunele. Și în numele Lui Iisus ne rugăm ca toți lucrătorii în vremea aceasta să aibă ungere de la Duhul Sfânt. Aleluia! Ungerea Duhului Sfânt peste preoți, ungerea Duhului Sfânt peste pastori și evangheliști, ungerea Duhului Sfânt, Doamne! Aleluia! Doamne, intrăm într-un seceriș bogat peste România. De aceea binecuvântăm mijloacele mass media creștine, ca prin ele Evanghelia să pătrundă în orice loc și în orice casă. Aleluia! Punem numele Tău în această seară și îți mulțumim că ne asculți. Și cine crede să zică amin. Și cine Îl iubește pe Domnul să zică amin. Aleluia! Ne pregătim pentru seceriș bogat, Tată, și îți mulțumim că din seara aceasta ne-ai binecuvântat. Amin. Aleluia. Amin. Suntem din nou la Alfa Omega în Obiectiv. Chiar înainte de a intra în emisiune, am răsfoit caietul
de mesaje de la secretariat și oarecum vreau să prefacez cu câteva informații, lucrurile pe care vreau să le spun în continuare. Cineva cu numele Maria Tămaș din Caransebeș, județul Caraș-Severin, are RCSRDS în Caransebeș, ca de altfel și în orașele principale din sud-est României, cum este Reșița, pentru că la Caransebeș și Reșița vreau să mă refer. Și dânsa dorește Alfa Omega TV în pachetul de canale ale rețelei RCSRDS, ne urmărește din când în când pe televiziunea locală Banat TV, unde noi difuzăm programe în fiecare săptămână. La fel, acum câteva zile am întâlnit un cuplu tânăr, Lavinia și Andrei, din Reșița, dânsii au făcut în câteva rânduri și continuă să facă și în aceste zile demersuri speciale la conducerea RCSRDS din localitatea din Reșița, din Caraș-Severin. Chiar ne-am ovăit cu dânsii, am avut chiar adineaură o discuție telefonică. Dânsii doresc să intre într-un sezon de post și rugăciune și doresc să reia demersurile care le fac împreună cu tineri din Reșița, pentru ca cei de la RCSRDS să introducă Alfa Omega TV în orașul Reșița și în întreg județul, dar aceste demersuri cred că trebuie extinse și aș vrea să vă provoc, luând de exemplu celor și a surorii Maria Tămaș din Caransebeș, care a făcut cerere și care insistă acolo, local, ca și acestor tineri care reprezintă un grup din Reșița, să luați atitudine și în orașele în care sunteți, să îndemnați pe vicinii, prietenii voștri, urmăriți poate pe internet această emisiune, încercați să vă rugați mai altfel, să reluați din nou bătălia pentru introducerea canalului Alfa Omega în rețelele RCSRDS în toată țara. Doar câteva orașe recepționează în acest moment. Prin RCSRDS, sigur, sunt alte rețele care ne recepționează, dar folosiți acest argument. Argumentul principal este faptul că în continuare și anul acesta, după ce timp de 5 ani a fost o permanență în pachetul mascherii, spuneam noi, în pachetul de canale recomandat de CNA ca obligativitate pentru a fi introdus, Alfa Omega este în continuare și anul acesta în pachetul mascherii. Trebuie să știți acest lucru, spuneți vecinilor dumneavoastră care nu ne recepționează și aveți acest drept conform hotărârii CNA-ului. Consultați site-ul CNA www.cna.ro sau pe site-ul nostru alfaomega.tv pentru informații suplimentare, dar aveți acest drept în baza acestei prevederi legale să solicitați ca obligativitate rețele de cablu din zona dumneavoastră introducerea canalului Alfa Omega TV în pachetul de canale, pe motiv că Alfa Omega este plasat în această listă mascherii, o listă care obligă rețele de cablu să ne introducă. Așteptăm lucruri mari. Noi în ziua de joi am hotărât să și postim împreună cu frații noștri din Reșița și dincolo de ziua de joi și în alte zile. Așteptăm vești, așteptăm să vedem cum Dumnezeu va lucra în special la inima celor care decid introducerea lui Alfa Omega TV în întreaga țară, indiferent de pachetul analogic sau digital a canalului Alfa Omega TV. Și legat de introducerea canalului Alfa Omega și postarea de recepție, semnalăm astăzi o posibilitate mai nouă. Începând din luna mai, de la începutul lunii mai, Alfa Omega este recepționabil de toți posesorii de receivere FreeSat, de abonații platformei FreeSat. Este o platformă mai nouă în România. Cei care și-au instalat deja acest sistem de recepție cu un receiver simplu, cu o cartelă, sau care doresc să-și instaleze sau au acest plan să-și instaleze, pot să recepționeze în mod gratuit Alfa Omega ca un bonus pe lângă partea de canale de bază. Am zis să punem pe ecran o informație legată de o firmă, Technic B, care dați un telefon acolo, căutați pe site, deși au mai multe locuri în țară în care furnizează echipamente pentru recepție FreeSat. Dați un telefon și vedeți dacă în orașul dumneavoastră vecinul cu care sunteți în relații sau prietenul sau ruda ar vrea FreeSat, dați un telefon acolo și vă pot furniza echipamente. Noi însă vrem să vă spunem și repetăm, Alfa Omega este recepționabil de orice, în mod gratuit de orice abonat care are instalat pachetul platforma digitală FreeSat. Un scurt spot care vă va prezenta acest pachet nou în România. Ne bucurăm de o deschidere specială pe care Dumnezeu o face și prin această platformă. În fiecare lună, fie că e ziua ta, fie că ești în vacanță sau e ziua de Crăciun, factura TV trebuie plătită. Cu FreeSat nu ai nici factură, nici abonament. Ai cele mai cunoscute posturi TV românești și internaționale. Televiziune prin satelit, fără abonament și fără factură, oriunde. FreeSat. Așadar, este o veste bună, cei care au instalate
sisteme de recepție FreeSat, platforma digitală FreeSat, poți să recepționeze gratuit, fără niciun cost suplimentar, canalul Alpha Omega TV. Am înțeles că este doar o taxă anuală a celor care se abonează la acest sistem și o instalare, o singură dată, un cost de instalare a unui echipament care are de asemenea un cost rezonabil. Ne bucurăm că și în acest mod Alpha Omega este recepțional practic în orice loc din Europa și prin această platformă FreeSat și în continuare vedem un răspuns la rugăciune, modul în care Dumnezeu face posibil acest lucru. În continuare am să vă citesc câteva scrisori. Mă uit în registru de fiecare dată când mă apropii de această înregistrare să văd ce noutăți mai consemnează colegele noastre. E un frate, Rațiu din Turda, ne-a scris în urmă cu niște zile, mulțumește că în urmă cu ceva timp la o emisiune de la Alpha Omega TV s-a rugat în fața televizorului și a fost vindecat. El era programat pentru o operație peste câteva zile, dar n-a mai fost nevoie, înțelegem că a fost vindecat. După aceea, mulțumim pentru încurajări sorei Gavriluț Rodica din satul Covăsânți, județul Arad, însă ne trimite câteva rânduri. Dar în județul Arad, Alpha Omega este recepționat în foarte multe comune din județul Arad, mai puțin în orașul Arad. Și să vă rugați pentru Arad, pentru canalul Alpha Omega TV în rețele RCS RDS. Ne scrie cineva din Republica Moldova, cu numele de Gheorghe Visterian din Cahul, din zona Cahul, satul Slobozia, tot cere informații privind recepția canalului Alpha Omega prin parabolă. Audiența canalului Alpha Omega crește tot mai mult în Republica Moldova, credem în Ucraina și în întreaga diaspora, în Spania, în Austria. Rugați-vă ca tot mai mulți români să ne recepționeze și o să-i transmitem acestui frate informațiile suplimentare. Am vrut doar să știți să vă rugați pentru frații noștri de dincolo de Prut, frații noștri din sudul Ucrainei care trec și în aceste vremuri prin încercări mai deosebite, sunt în cumpănă mare și au nevoie de sprijin nostru în rugăciune. E un frate și cu asta vreau să vă transmit un mic mesaj, un frate care ne scrie dintr-un penitenciar, nu vreau să dau nici numele lui, nici localitatea unde este, însul ne spune despre schimbarea pe care acolo de câteva luni de zile o are, de altfel chiar înainte de a intra în penitenciar a avut o întâlnire cu Domnul, dar acolo viața lui de credință a crescut și se bucură foarte mult că prin intermediul unei cărți, care nu știe cum a ajuns la dânsul, dar de-a lui Joyce Meyer a fost foarte provocat, ne cere mai multe cărți ca să se hrănească spiritual, o să-i transmitem și noi în zilele următoare un teanc de cărți ca să aibă acolo hrană spirituală și ne rugăm ca Domnul să îi schimbe viața, chiar dacă într-un loc mai dificil pentru el și întors acasă la cei doi copii ai lui, Domnul să-și desăvârșească ceea ce a început în el. Ne-a sunat în urmă cu câteva ore un frate de 84 de ani, am înțeles, născut în 1920, Gheorghe Cotan din comuna Straja, județul Suceava. Dânsul ne-a cerut câteva Biblii. Câteva vrea să le și plătească, ceva i-am trimis și noi în mod gratuit, dar are la vârsta dânsului, plin de viață, dorește să slujească cum poate el, luând o resursă de la noi, împărând-o, primind-o, să dea oamenilor din comună, din sat. Mă spun aceste lucruri pentru cei care ne ajută într-un fel sau într-altul și vă mulțumesc celor care ne ajutați, pentru că o parte din ceea ce ajutorul dumneavoastră merge și în zona aceasta de creare de resurse, fie producerea și realizarea de resurse video care merg pe DVD-uri, fie de realizarea de literatură gratuită, fie expedierea de gratuită a revistelor Alpha Omega TV Magazine și despre acest lucru revin și în această emisiune. Acesta este ultimul număr din iulie-august. Aproape majoritatea celor 11.000 de exemplare și ceva au plecat spre destinație. Mulți dintre dumneavoastră ați primit-o deja, mulțumesc celor care ne și sprijiniți ca ea să fie tipărită și expediată. Această revistă, împreună cu multe resurse gratuite pe care noi le distribuim, sunt realizate cu ajutorul dumneavoastră și aveți pe ecran niște informații, cei care nu le aveți, dar cu siguranță mulți le-ați primit deja, aveți câteva informații despre modul în care puteți să ne ajutați, ca să mergem mai departe și azi v-am supus atenției acest aspect. Literatură și resurse gratuite pe care noi le distribuim în România, Biblii, cărți, reviste. Vrem să fim o sursă de binecuvântare pentru mulți dintre cei care ne urmăresc și credem că Dumnezeu vă binecuvântează și pe dumneavoastră cei care ne ajutați să mergem mai departe. Pentru ultima parte a emisiunii avem un musafir cu care o să împărtășim câte ceva despre un eveniment ce va avea loc în luna august. Vă
Aduc aminte despre informația care v-am transmis la începutul emisiunii. Rugul aprins, ediția din acest an, Ponoară Bihor 2014, va avea loc între 31 iulie și 4 august și va fi transmis în direct online pe streaming de Alfa Omega, pe alfaomega.tv, pe site-ul nostru principal, de dimineață până seara, începând de joi seara, săptămâna aceasta, până luni la amiază. În săptămânile următoare o să urmăriți probabil înregistrări și pe TV, dar deocamdată pe streaming. Rămâneți alături de noi, rugați-vă ca Alfa Omega să fie mai departe un canal de binecuvântare pentru dumneavoastră. Pentru ultima parte a emisiunii avem alături de noi pe prietenul și fratele nostru, fratele pastor Mihai Tara. Bine ați venit, frate Mihai Tara. Domnul să vă binecuvintează. Și l-am invitat să fie alături de noi pentru câteva informații legate de evenimente care au intrat într-un fel de tradiție în ceea ce privește evangelizarea și împărtășirea de cuvânt aici în vestul României, în zona Timiș. Fratele Mihai Tara este sufletul unor acțiuni care an de an, în luna august, se organizează aici în Timișoara, în special și în zona aceasta de vest, și l-am invitat să ne spună câte ceva despre ce are în plan să facă în luna august. În luna de august noi am făcut în fiecare an pentru romii noștri evangelizare la Casa Tineretului, de aici în Timișoara, și acum avem iară tot în Timișoara la Sala Tineretului pe data de 11 august. Începând cu orele 19, de la orele 7, și avem cal cuvânt, care e fratele nostru Jean Chiforeanu. El va predica cuvântul, fiindcă el e obișnuit cu romii noștri. El slujește mult, da, în întâlnire de romi, fratele Jean. Da, cum să nu, și l-a acceptat, mi-a plăcut, a spus că e un om foarte înțelept, un om care predică la nivel mare cuvântul lui Dumnezeu. A fost și în Franța, în Paris, la Lyon. Acum, anul acesta. Da, acum în urmă, cu două luni. Și apoi băieții s-au predat foarte mulți. Ar făcut și botezul, ar făcut aproape o 50 de inși din romii noștri, au primit cuvântul, l-au felicitat pe fratele Jean Chiforeanu. A spus un om deosebit. Și am spus că o să facem și un studiu biblic cu romii noștri. Acolo în Franța. Da, la Strasburg, la Paris, în Lyon, în Germanie, peste tot unde sunt romii noștri. Vreau să mă apuc de ei ca să... Să învețe din cuvânt, să profundeze cuvânt. Facem ceva pentru neamul nostru rom. Ca să cunoască Evanghelie, să fie și ei învățători, să învață în urma noastră, să învață și ei pe alți. Noi îmbătrânim, dar vreau ca să iasă și tinerii, ca să poată să vestească Evanghelia, să cunoască. Sunt mulți romi care locuiesc în Germania, în Franța, după cum am spus, în Belgia, și da, e bine că prin slujitori ca dumneavoastră și prin Jean Chiforeanu sau alți păstori care din România merg din când în când, Dumnezeu îi provoacă să se întoarcă la Domnul și le pune foame după cuvântul Domnului. Da, aducem frați care sunt întăriți în cuvântul Domnului și dă o învățătură sănătoasă. Și stau cu noi câte o săptămână, câte două, și facem în biserică studiu biblic. Și învață ca băieță tineretul, ca să prindă, să cunoască. Și eu mă bucur de lucrul acesta. Frații noștri care ne-au căutat în diaspora, în Franța, în biserică unde eu păstoresc în Strasburg, în Belgie, în Germanie, am mai multe biserici și apoi frații noștri ne caută. Ca să vă slujească. Ca să slujească, ca să putem să ducem pe tineretul, tinerii ăștia care s-au pocăit acum, și mă bucur de lucrul acesta. Dar vrem și ca să poate să învață și să cântă și să predică, ca să rămâne ceva în urma noastră. Să nu spune că noi nu am făcut nimica pentru ei. Și apoi ei să ia lucrarea și să meargă mai departe. Ca și în urma lor să facă ceva pentru Dumnezeu. Că deci Dumnezeu a făcut pentru noi. Vedeți că sunt multe proiecte, multe planuri ca să investească sistemul acesta în viața romilor. Dar dumneavoastră vreți să investiți în partea spirituală a lucrurilor. Da. Și este chiar mai important decât în zona socială sau zona economică, dimensiunea asta spirituală care vreți să slujiți. Pentru că romii se schimbă din interior și asta aduce o schimbare în viața lor.
Și în legătură cu aceasta, spuneți că în luna august aici o să fie în 11 în Timișoara, la Casa Tineretului, această întâlnire de evangelizare și de cuvânt, și înainte câteva zile o să aveți ceva asemănător în Recaș, o comună. Da, e orașul Recaș deja. Da, orașul Recaș, la Căminul Cultural, pe data de 8 și 9. Tot seara este. Da. Eu am fost în ultimii ani la mai multe întâlniri care le țineți în luna august și vin rom, sunt așteptați rom nu numai din zona de vest a României. Din toate părțile. Și am văzut că vin și din alte țări, din diaspora. Păi ar venit, acum sunt care au venit aproape o 50 de familii care au venit din Franța, care au venit din Paris, din Strasbourg, din Lyon, Marseille. Și vin acasă și cu ocazia asta invitați la această seară de evanghelizare. Da, păi facem cu toți împreună ca să putem să ne bucurăm. Păi ar vin din Germania, sunt din Spania, din Portugalia, din Irlanda, sunt din toate țările ar venit ca să poate luna asta să se bucură. Vor să meargă și la fratele Caba, la rugul aprins, vor să meargă și acolo. Deci ca să poate să prindem toată lucrarea aceasta. Să ne bucurăm. O să fim și noi la rugul aprins. Vă reamintesc că între 31 iulie și 4 august o să transmitem în direct pe streaming de la rugul aprins de la Ponoară, județul Bihor, și sper să reîntâlnim pe fratele Caba și pe fratele Tara Mihai și alte familii de rome acolo și particip acolo la rugul aprins din toate confesiunile. Vreau să mai întreb ceva. Deci fie atât când am fost la astfel de întâlniri, dumneavoastră faceți acolo prin slujitor sau chiar direct și rugăciuni pentru vindecare. Sunt mulți care vin cu probleme de relații, de familie, de boală. Și acolo vă rugați pentru ei, așa cum suntem. Cum să nu ne rugăm? Sunt mulți care au probleme familiere, sunt mulți care sunt bolnavi, sunt mulți care au probleme financiere, probleme cu lucru, probleme, fel și în fel de probleme. Noi le aducem înaintea Domnului și Dumnezeu lucrează și rezolvă El problemele. Cei care sunt bolnavi le chemăm în față, ne rugăm pentru ei și Dumnezeu vindecă. Noi nu putem să facem nimica fără Domnul. Cel ce face este Dumnezeu. Nu poate nimeni să vindecă. Dar rugăciunile, strigătile, mijlocim înaintea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu, avem toată încredere și toată speranța că Dumnezeu lucrează El. Știu că sunteți un om, ați mai fost la noi studio și ați mai mărturisit modul cum Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni și în viața dumneavoastră și alte exemple de familie sau tineri sau bătrâni care au fost atinși de Domnul. Așa în ultimul an de când nu ne-am mai văzut. Aveți așa un știu, poate un exemplu, cum Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni în viața cuiva, un tânăr, poate o însănătoșire sau un răspuns la rugăciune mai deosebit. Acolo în Franța, Dumnezeu lucrează și în România, și în Franța, și în Belgia. Și știu că răspunde la rugăciuni. A fost la noi acum în Strasbourg, nu-i de mult, în urmă cu 3 săptămâni, o femeie cu aproape paralizată, nu putea să umblă nimica. A dat-o doctorii afară, din spital. Ea a fost botezată în urmă cu 3 ani, am făcut botezul. Am vizitat-o acasă și am spus, care-i treaba? Dar nu mai vii în biserică. Păi ce frate-ți bolnav? Ce m-a dat spitalul afară? De ce nu m-ai anunțat? Păi s-a dus ea la doctor, după ce doctorii a dat-o acasă, nu mai au nicio șansă și a spus, iau hotărâri de nou și vreau să mă duc în biserică. Și dacă doctorul nu m-ar făcut nimic, am toată încredere și înregerea că Dumnezeu mă va vindeca. Și a venit, am stat cu ea de vorbă, am mărturisit, a spus tot ce a păsat-o pe sufletul ei și am spus, crezi în Domnul Iisus Hristos? Crezi că Dumnezeu te va vindeca? Ce cred? Pe bază mărturii tale, noi ne vom ruga pentru tine și Dumnezeu te va vindeca. Și Dumnezeu a vindecat-o. Și a vindecat-o în biserică. Și au văzut toți oamenii. Și când au văzut biserica, care e biserica la noi în Strasbourg, sunt aproape 200 de membri, frați romi, era o mare minune era acolo. Vindecare care a făcut-o Dumnezeu. Și am spus cu toți, există Dumnezeu. Ea a venit și a crezut și a spus ce cred când ne-am pus întrebare. Și a crezut. Și Dumnezeu s-a atins de ea. Și a rămas ceva în biserică. A rămas, o încurajare. Și frații vin și stau de vorbă și spune, frate, uite, îți bolnavă sau am probleme familiare. Am probleme cu copiii. Știți cum e?
Dar vin, le încurajăm, le îmbărbătăm, le dăm o vorbă bună spre, ca să poată să meargă înainte, încurajare. Și Dumnezeu lucrează. Da, să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Că a spus Domnul Iisus, ce când voi veni eu pe pământ, voi găsi credință? Nu, no, și noi spunem că Dumnezeu să găsească în fiecare inimă. Așa este toată lumea, dar să credem să mergem înainte. Să biruim și Domnul Iisus Hristos a biruit lumea. Și noi trebuie să biruim, să mergem înainte cu Domnul. Să ne punem încredere în Dumnezeu. Toți care aude cuvântul lui Dumnezeu, fie că e rom, că e român sau altă nație, să-L cunoască pe Dumnezeu. Eu sunt o singură Evanghelie, este Dumnezeu, nu sunt mai multe Dumnezeu, e un singur Dumnezeu. Nu facem noi secte cum face, să spunem că altă. Noi, simplu, ne rugăm, chemăm pe oamenii să vină la Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu, să se împacă cu Dumnezeu, ca să nu stă așa nepăsător, că nici Dumnezeu nu a stat nepăsător pentru noi. Chiar o să vă rog să aveți în final o rugăciune, dar eu vreau să aduc aminte, fratele meu Tara este aici ca să vă propună, indiferent că sunteți în zona de vest a României, în România undeva sau în diaspora, dacă ne urmăriți, în seara de 11 august la Casa Trinitului din Timișoara, o întâlnire de părtășie frățească, dar o întâlnire de împărtășire a cuvântului și de rugăciune. După cum ați văzut, să vă rugați și pentru cauzele dumneavoastră, dar mai ales va fi o întâlnire și părtășie cu Domnul. Dacă ați vrea, frate Mietare, să vă rugați pentru romii din România și din întreaga diaspora, ca Dumnezeu să-i atingă, mai ales cu cuvântul lui, și să se întoarcă și să schimbe viața și să închem într-un atmosferă de rugăciune această emisiune. O, Doamne, chem numele Tău, chem prezența Ta, chem autoritatea Duhului Sfânt, Doamne. Doamne, binecuvintează locașul acesta de unde chem numele Tău. Doamne, binecuvintează pe fratele nostru Pețan, de la Alfa Omega, împreună cu familia lui, Doamne, care este alături de noi, Doamne, și este alături cu noi pe data de 11 la Casa Tineretului. Doamne, toată lucrarea din data de 11, o încredințăm în brațul Tău, Doamne, ca Tu să fii acolo, Doamne, ca Tu să aduci popor la mântuire, Doamne. Adu popor din toate orașele, din toate localitățile, Doamne. Adu-le la Casa Tineretului, Doamne, ca să audă cuvântul, ca să se hrănească cu cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, adu popor din toate localitățile, din toate orașele, Doamne. Doamne, frații care le-ai dus din Franța, din Germania, din Spania, din Portugalia, Doamne, din toate țările, Doamne, de unde ar veni din diaspora, Doamne, îți mulțumim, Doamne, că Tu le-ai dus. Iar la plecarea, la întoarcerea lor, Doamne, când o să întoarcă înapoi, să fii cu ei Tu, Doamne, să le conduci Tu, Doamne, să le păzești Tu, Doamne, să fii cu ei în călătorie, Doamne. Ca gardă îngerească să le păzească. Noi avem toată încrederea aceasta în Tine, Doamne, că Tu ești cu noi în călătoriile noastre. Doamne, Tu în față și noi în urma Ta. M-am rugat în numele Tatălui, al Fiului și al puterea Duhului Sfânt în veci. Amin. Mulțumesc, frate Mihai Tara, pentru participarea la această emisiune. Aceasta a fost o ediție specială Alfa Mega în obiectiv. L-am avut frate Mihai Tara, unul din agenții Domnului și lucrătorii Domnului, pentru ca romii din întreaga Europa să se întoarcă la Domnul. Vă așteptăm așadar pe 11 august la Casa Tineretului, unde dânsi o să aibă o întâlnire cu totul specială de părtășie, de cuvânt și de rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvânteze!